Fermierii care vor să achiziționeze echipamente prin programul Rabla pentru tractoare trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat perioada de înscriere a dealerilor de mașini și utilaje agricole în scopul validării pentru programul Rabla pentru tractoare. Acesta se va desfășura în perioada 22-28 noiembrie. După această etapă urmează publicarea listei cu dealerii validați și înscrierea solicitanților persoane fizice în program. Lucrurile se complică pentru cei care vor să cumpere tractoare prin programul finanțat de stat. Pentru că mulți dintre cei care vor să aplice pentru finanțarea de la Administrația Fondului pentru Mediu nu știu încă exact cum se va desfășura această înscriere. Deși reprezentanții administrației susțin că programul se va desfășura după modelul Rabla clasic, există o diferență importantă care încă nu a fost clarificată. În programul Rabla clasic, o parte din procesul de înscriere este reprezentată de obținerea unei note de înscriere, eliberată în baza introducerii de către solicitant a datelor sale în aplicația de la Administrația Fondului pentru Mediu. În cazul Rabla pentru tractoare, acest pas nu este precizat în ghidul de finanțare. Fapt care generează un grad de confuzie cu privire la procesul de înscriere și mai ales de selecție a dosarelor care vor primi finanțare. Cei interesați pot intra pe site-ul agro-tv.ro, unde vor găsi informații legate de programul Rabla pentru tractoare, așa cum este el descris în ghidul de finanțare publicat de Administrația Fondului pentru Mediu.